ședină. Deci, în primul rând, la procesul verbal respectiv, s-au dorit două lucruri să se rezolve. Lucruri care au mai fost făcute greșit și care au dus la un moment dat la niște consecințe. Și aici discutăm o dată de evaluarea secretarului, pentru că secretarul răspunde de legalitatea documentelor. Colegul meu a sesizat următorul lucru pe care domnul primar a încercat să-l învârtă. Legalitatea unui document care a fost prezentat consilierilor, iar ei au votat conform conștiinței lor, dar documentul a fost prezentat greșit. De legalitatea acelui document răspunde secretarul. Răspunderea pentru o ședință, trebuie să înțelegem cu toții că acest forum are președinte. Președintele este doamna Iușca. În momentul de față, domnul primar stă în capul mesei, acolo ar trebui să stea doamna președinte. Faptul că are o majoritate largă de colegi PNL i-au permis să ia cu asalt Consiliul Local să pună în capul mesei. Dumnealui are calitate de invitat în, această ședință. De aceea rog să o lase pe doamna, să nu pună presiuni pe domnia sa și să se înțeleagă rolul. Dumnealui are rol de administrație orașului. În Consiliul Local se legiferează. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. I-am pus și domnului Armenian. Când domnul secretar vine din concediu, o să discutăm cu dânsul. Momentan putem vorbi în numele său și cred că e cel mai în măsură, din punct de vedere juridic, să vă dea un răspuns când și el este pe net. Mulțumesc. Alte intervenții, dacă mai sunt în marginea procesului verbal? Dacă nu, îi spun la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Bună ziua. Declar deschise lucrările ședinței ordinare din poziția numărul 1018 din 21 decembrie 2022. Pe ordinea de zi avem 15 puncte, proiecte și 5 proiecte suplimentare. Așadar, supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Înainte de a trece la aprobarea suplimentării ordinii de zi, vreau să ridic următoarea problemă. Înainte de ședința de Consiliu Local, am avut o întâlnire la solicitarea Consiliului Local pe PNL, ședință cu toți reprezentanții Consiliului Local al Partidului Național Liberal, pentru a discuta despre punctul 14 pe ordinea de zi, privind majorarea tarifelor la salubritate. Dacă vă aduceți aminte, în ședința extraordinară de săptămâna trecută, am luat hotărârea să retragem pe ordinea de zi acest proiect, pe considerentul că au existat solicitări de la mai mulți consilieri locali pentru a-l retrage, pentru a se putea și pregăti ședința, iar pe de altă parte, pentru că Consiliul Județean a promis că săptămâna trecută vineri va vota MIP-ul către Supercom, iar că luni se va semna procesul verbal de predare primire. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului Județean și ADI ECO Metropolitan și s-a făcut aici prezența în sala reprezentantului ADI ECO, domnul Iancu și domnul Bușă de la Supercom, le mulțumesc că au venit astăzi pentru a răspunde așa cum au fost de fiecare dată când ne-am format și așa cum au fost și ieri la ședințele de comisii. Și mi s-a spus de la Consiliul Județean că procesul verbal de predare a cuvintului va avea loc doar vineri. Acesta este un motiv. Cel de-al doilea motiv este că reprezentanții PNL în Consiliul Local și doamnele consilier local au venit în fața mea cu o propunere de majorare a tarifelor cu 25%. Vorbesc aici despre tarifele tranzitorii, nu vorbim despre tarifele normale ale operatorii de salubritate, pentru că acolo vedem o creștere de între 7 și 9%, vorbesc de tarifele tranzitorii, unde creșterea pe care noi am identificat undeva între 70 și 80% pe tarifele tranzitorii. Și atunci colegii mei au venit cu propunerea să modificăm aceste tarife, să fim de acord cu o majorare de maxim 25%, și le mulțumesc colegilor din PNL cât i-a pus pentru această iniție.
inițiativă. Și acesta este al doilea motiv pentru care am luat hotărârea să retrag ordinea de zi, pe de o parte pentru ca vineri să se poată să vedem efectiv fizic procesul verbal de redare primire a CNIT-ului către Supercom și, în al doilea rând, efect, pentru a putea analiza și fundamenta un viitor proiect de hotărâre cu o creștere de până la 25%, urmând să fie supusă hotărârea Consiliului Local într-o ședință viitoare extraordinară. Mulțumesc. Ca tare, era punctul 14 pe ordinea de zi. În ceea ce privește suplimentarea, înțeleg să suplimentăm ordinea de zi cu cele 5 puncte care aveți și acum rugămintea ca proiectul suplimentar numărul 5 să fie aprobat primul pe ordinea de zi, 4 și 5, scuzați-mă, 4 și 5, 5 să fie primul, 4 să fie al doilea, celelalte să se renumeroteze. Mulțumesc! Mulțumesc! Așadar, să supun la vot suplimentarea ordinii de zi, pentru că nu s-a făcut votarea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Și supun la vot ordinea de zi cu modificarea și retragerea proiectului numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Doamna președintă, doresc să mă abțin de la dezbatere și vot la proiectul suplimentar 3. Bine, să se facem și eu doresc să mă abțin, doamna. Vă mulțumim, domnilor, pentru că vă trag și respectiv 3. Am înțeles. Atunci o să încep cu proiectul suplimentar numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare pentru pregătirea obiectivului de investiții, îmbunătățirea colectivității și accesului municipiului Câmpia Dulce la autostrada a 3 prin dezvoltarea rețelei TEN-T. Prezintă inițiatorul primar Dorin Nicolae Rușcan, raport de specialitate de serviciu juridic, aviz Comisia de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Mulțumesc. Asta pe marginea acestui proiect există obiecțiuni sau discuții? Vă rog. Dacă nu o să supun la vot, cine este pentru?
pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea străzilor, Vasile Goldici, Nicolae Titulescu, Traian, Gheorghe Lazăr, Simeon Bărnuț, Parcului Șoferilor Taylor, Vinoaie, Școlii, Parc Aleei Nord, Parc Aleei Sus. Prezintă inițiator primar domnul Nicolae Rucican, raport de specialitate de serviciul de investiții, AVIS, Comisia de Specialitate de numărul 1. Aveți favorabil. Vă mulțumesc, dar să închis. Sigur. Vă mulțumesc. Pot să vă spun că acesta este ultimul act necesar pentru a putea fi încărcată platforma electronică a Ministerului de Dezvoltării pentru a obține finanțarea de aproape 200 de miliarde de lei vechi pentru a reabilita aceste străzi pe proiectul pe care noi l-avem deja. După ce dumneavoastră și de asta am ținut neapărat să le aprobați primele pentru a putea fi încărcate fiecare pe platforma lui, acesta va pleca spre București și estimăm că săptămâna viitoare se semnăm încă un proiect de valoare de 200 de miliarde de lei pentru Câmpia Tuzii. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum mai sunt alte intervenții. Dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pentru trimestrul 3 al anului 2022. Prezintă inițiatorul primar domnul Nicolae Rucican, raport de specialitate Direcția Economică, AVIS, Comisia de Specialitate numărul 1. AVIS, favorabil. Dacă pe marginea proiectului sunt discuții, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe aparținând domeniului privat al municipiului Câmpia Tuzii. Prezintă inițiator primarul domnul Nicolae Rucican, raport de specialitate serviciul evidenția și gestiunea patrimoniului, AVIS, Comisia de Specialitate numărul 2. AVIS, favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât cele din piețe și a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public-privat al municipiului Câmpia Tuzii pentru anul 2023. Prezintă inițiatorul primarul Nicolae Rucican, raport de specialitate serviciul și evidența patrimoniului, AVIS, Comisia de Specialitate numărul 1. Dacă avem astfel acest proiect, dorește cineva să intervină, dar nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Câmpia Tuzii. Prezintă inițiator primarul Nicolae Rucican, raport de specialitate Serviciul Investiții, AVIS, Comisia de Specialitate numărul 2. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul atribuirii la cerere tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren din terenurile aflate în domeniul privat al municipiului Câmpia Tuzii pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Prezintă inițiator primar domnul Nicolae Rucican, raport de specialitate serviciul evidența și gestiunea patrimoniului, AVIS, Comisia de Specialitate numărul 1. AVIS, favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANLE aflată în proprietatea privată a statului român și în administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpia Tuzii, situată în municipiul Câmpia Tuzii, strada Gheorghe Bariță, numărul 38, bloc D64, etaj 1, apartament 23, județul Cluj. Prezintă inițiatorul primarul Nicolae Rucican, raport de specialitate evidența și gestiunea patrimoniului, AVIS, Comisia de Specialitate numărul 2. AVIS, favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANLE aflată în proprietatea privată a statului român și în administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpia Tuzii, situată în municipiul
Chiar Turzi, strada Gheorghe Bariță, numărul 38, bloc de 64 etaj P, apartament 4, județul Cluj. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rușcan, raport de specialitate serviciul și evidența gestiunea patrimoniului, avis comisia de specialitate numărul 2. Dacă pe marginea acestui proiect sunt discuții, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea anunțării locuinței ANL aflată în proprietatea privatului a statului român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, strada Gheorghe Bariță, numărul 38, bloc de 64, etaj P, apartament 5, județul Cluj. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rușcan, raport de specialitate serviciul evidența și gestiunea patrimoniului, aviz comisia de specialitate numărul 2. Mulțumesc, dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotriva? Abținere? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a statului român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, strada Gheorghe Bariță, numărul 38, bloc de 64, etajul 1, apartament 17, județul Cluj. Prezintă inițiator primarului Nicolae Rușcan, raport de specialitate serviciul evidența și gestiunea patrimoniului, aviz comisia de specialitate numărul 2. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, strada Gheorghe Bariță, numărul 38, bloc de 64, etaj M, apartament 53, județul Cluj. Prezintă inițiator primarul Nicolae Rușcan, raport de specialitate serviciul evidența și gestiunea patrimoniului, aviz comisia de specialitate numărul 2. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, o să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința adunării generale ordinare a acționarilor la societatea Teta RSA în vederea exercitării drepturilor de acționar. Prezintă inițiator primarul Nicolae Rușcan, raport de specialitate compartimentul guvernanță corporativă, aviz comisia de specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate în Municipiul Câmpia Turzii, strada Gheorghe Bariță, numărul 36, apartament 7, prezintă inițiatorul primarul Nicolae Rușcan, raport de specialitate Direcția de Asistență Socială, aviz comisia de specialitate numărul 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc Nunta de Aur în anul 2022. Prezintă inițiatorul primar Dorin Nicolae Rușcan, raport de specialitate Serviciul Public Comunitar Local de Existența Persoanelor, aviz comisia de specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Dacă pe marginea acestui proiect doriți cineva să ia cuvântul? Mulțumesc. Atunci o să spun la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 14, proiect care a fost retras de pe ordinea de zi. O să trecem la, la proiectele suplimentare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2022 și a listei de investiții aferentă. Prezintă inițiatorul primarului Nicolae Rușcan, raport de specialitate Direcția Economică, aviz comisia de specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă pe marginea acestui proiect dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, o să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de întreținere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2022. Prezintă inițiativa
senator primar Dorin Nicolae Rujgan, raport de specialitate serviciul investiții, aviz comisă de specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Dacă avem aceste proiecte, există discuții, intervenții, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajarea și întreținerea mobilier stradal, fântâne arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întreținere locuri de joacă, fitness și skatepark, aferente domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2022. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rujgan, raport de specialitate serviciul investiții, aviz comisia de specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, dacă pe marginea acestui proiect sunt discuții, dacă nu o să supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc și o să trec la punctul 15, punctul diverse. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vă rog, domnul Sofie. Aș vrea să aduc la cunoștința domnului consilier, fiindcă de dimineață am trecut prin oraș și slujba mea este de așa natură că în fiecare zi circul prin tot orașul și am trecut pe Nicolae Cătulescu, unde lucrările sunt pline. Și vreau să vă spun că am stat de vorbă cu oamenii de acolo, l-am văzut și pe domnul primar trecând pe acolo și pe domnul vice la lucrările care se fac acolo. Lucrările sunt bune. Am stat de vorbă cu oamenii de pe doctorul Orasu, de pe Șapin. Că spunea cineva, am să-i trimit un mesaj domnului primar pentru lucrările care s-au făcut. Circulația este foarte bună pe străzi, pe republici, pe alte blaie, pe rază. Și un lucru pe care l-am marcat eu, fiindcă am enoria și la lut, drumul ăla nu pot să pun niciodată ca și acum. Trotuarele care sunt acum, asfaltul care s-a turnat, de bună calitate. Felicitări conducerii primăriei și celor de la drum. Iar și curățenia în Orasă Păstreană. Și eu țin legătura cu domnul vice și cât mai umblu și văd unde sunt mai neglijate cu curățenia, i-a dus la cunoștință. Vreau să vă spun că și continuați tot așa și veți avea rezultate pe toate linii. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Am mai spus-o de nenumărate ori, am spus-o și oamenilor și am spus-o și în diverse convenții de presă sau interviuri. Că nu a fost totul perfect, că n-am făcut totul poate așa cum trebuia să le facem, că poate unele lucruri nu au depins de noi, dar eu zic că ceea ce s-a făcut este bine făcut. Mai sunt schimbări pe care n-am ținut de noi, de constructori, s-a dat Nicolae Cătulescu cu trei ori terminată din punctul meu de vedere de vreo 3 luni de zile, dar gândiți-vă că acolo, ca și pe Petru Maior, de exemplu, este, sau pe Avram Ian cu bucata de la spital până la pasarelă, sunt străzi pe care s-au săpat patru canale, bine zic, patru săpături pentru a introduce patru tipuri de țeavă de canalizare, apă de acolo și așa mai departe. Știți că e o construcție intrată în insolvență, nu a fost ușor să lucrăm cu cei care au substituit, dar eu zic că până la urmă lucrurile se vede. Mulțumim pentru cuvintele frumoase și mulțumim că ne încurajați, chiar dacă provenim din partide diferite, pentru că până la urmă asta contează ca oamenii să fie mulțumiți. Domnul președinte, domnule primar, revin cu o interpelare. În ședința extraordinară am spus că sunt niște reguli la liceul teoretic Baneda. V-am spus o bună credință și speranța că știind că există neregulile, o să încercați să faceți ceva ca să le rezolvăm. Adică să nu mai fie nimic. Și nu spun să fac rău cuiva, Doamne ferește, o spun ca să știm că probabil că sunt aceste probleme și în alte școli. Și în funcție de buget să luăm măsurile necesare pentru a rezolva problema. Deci am început cu totul echivocat, pentru că eu aveam minte
ca în fiecare școală, la un moment dat, să amplasăm panouri solare, tocmai ideea de a reduce costurile cu energia. Dar nu putem amplasa panouri solare și să avem un risc de incendiu dacă podul e difugat și dacă nu avem autorizație ISU, că ne-am dat foc la școală noi cu mâna noastră în cazul unei astfel de scăpări. Rugămintea mea este să privim cu maximă responsabilitate aceste situații și să încercăm, în funcție de buget, și să prioritizăm bugetele de așa acolo încât să reducem la minim riscul ca copiii noștri, la un moment dat, să fie puși în aceste situații. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Dacă cineva mai în primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor ALDE care m-au susținut în demersul meu de ieri, din ședința de comisie. Demers care am avut, demers, inițiativă care am avut și discuții care am avut la punctul 14. Calculele mele au, mă bucur că n-au, au avut efect, au avut un rezultat, și anume propunerea noastră de mărire doar cu 25% a tarifelor. Și totodată doresc să-i felicit pe colegii liberali că au fost atenți la ce am discutat și au... Timp ce circulația mașinilor este pe un singur sens, cea de, pentru biciclete este pe două sensuri. Acum, de pildă la intersecția dintre Retezatului și Aurel Vlaicu, eu, chiar și eu, care folosesc mijloace alternative de deplasare, era să fiu luat pe capotă de cel puțin 4 ori, dacă nu eram eu atent. Șoferii pur și simplu nu știu că se asigură doar dintr-un singur sens și nu știu că poate veni bicicletă sau, mă rog, scooter electric sau mai știu eu ce, din, din cealaltă direcție. Și am înțeles că la intersecția dintre aviatorilor și Republicii s-a și întâmplat ca un om să fie luat pe capotă din, din această cauză. Cred că ar trebui luate, știu, măsuri pentru a, pentru a conștientiza șoferii. Știu, un marcaj acolo care să, care să-i anunțe când trebuie să se... că circulația de bicicletele n-a avut sens. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Revin cu o problemă care am semnalat de câteva ori. Lumea că am fost din nou în barcu în ger. Oamenii studiați au fost vreme frumoasă la primare și trebuie să se ferească de mașini. Pentru că s-a luat semnul de interzis dinspre Pavel Dan, să zic, dinspre terenul de foc Pământul și dincolo interzis dinspre skate park. Dar din partea asta, ori nu mi se pare normal. Revin cu rugămintea să se pună din nou semnul ăla de interzis dinspre, înspre skate park. Și la bucurile militarilor? Da. Nu, mi se pare normal să se ferească oamenii prin primare și să se ferească. Dar chiar vor să meargă la altă, că pot să meargă la altă. Și de la drogă se poate ieși și pe lângă terenul. Și a doua. Să mă gândați, puteți să mă ferească circulație și era pe lângă. Atunci, puneți-o în aplicare. Am zis. Și a doua, lăsând o parte luptele politice. Grupul Consiliilor PNL vor să transmită condoleanțe domnului consilier Rece. Suntem alături de dânsul și regretăm pierderea suferită. Mulțumesc! Mulțumim și ca să încheie într-o notă pozitivă, doresc să felicit și eu administrația că am rămas datoare pentru sumă acelea care vin spre Granda Verni. E minunat și chiar chiar ce face să te vizită, mai mult decât pe celelalți luați colegi, din motive pe care mi-a spus la investirea noastră soluție. Da, mulțumesc și mă bucur că lumea a reușit să circule în stradă, să se bucure de aceea. Așa că o discuție, dar o să o rezolvă, deși nu ține de noi, acea... stație de autobuze nu aparține primăriei municipiului. Atunci, deși unii încearcă să folosească politic cu acelea dracu, dar am văzut pe el, nu aparține de primăria municipiului Câmpia Atunci, este apăsat pe zona CFR. Și nu putem interveni de acolo. Dar o rezolvă cu CFR ușa. Am înțeles. Dacă mai dorește cineva să ia... Aș putea, domn, se puteți spune.
Bună, domnul primar. Domnul primar, e foarte simplu să vă faceți un pic mai jos, să aparține de municipiu. Dacă vedeți că nu puteți să o faceți, atât este singura problemă. Ideal de zile. Eu nu intru. O putem pune să aparține. Poate n-ar fi fost de lucru acolo. Mai ce faci de prin oraș? Da, mi-am explicat la primar că putea să o mute dacă nu aparținea. Deci dacă există voință, nu există așa ceea ce ziceți dumneavoastră, că nu poți investi bani publici pe terenul proprietate privată, aparținând fie altor instituții, fie persoanelor fizice. Nu avea rost să vă dau replica și nici acum nu consider că mă cobor prea mult ca să vă dau replica, dar vă dau până la urmă. Atât a fiind cu acest proiect, care vreau să vedeați, nu pisați la momentul acela, o să ajungeți consilier, era făcut, știam că va veni o stație undeva mai în jos, stație elegantă, cu sticlă și așa mai departe. Și nu puteam să intru într-o dezbatere care nu și-a văzut, pentru că știam că va fi pus acolo de către constructor. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că